Cuvânt al Sfântului Nifon despre iubirea de arginți. Umblând Sfântul Nifon, a văzut pe un om pe care îl rugau mulți neputincioși cerând de la el milostenie, dar el nici nu se uita la dânsii. Deci Sfântul Nifon, apropiindu-se de îngerul păzitor al aceluia, i-a zis: spune-mi mie, îngerule, oare multă avere are omul acesta? Zisa îngerul: bogăție multă și fără de număr are, dar este iubitor de arginți și pentru un ban se îmbolnăvește de moarte și bate pe cei ai casei sale, omorându-i prin foame și prin goliciune și silindu-i pe ei la muncă. Zisa Nifon: cu ce gând își amăgește cugetul său ca să nu dea nimic la frații săi cei săraci? A grăit îngerul: ascultă-mă ce-ți spun, că vine dracul cel întunecat și îi pune lui în gând că va îmbătrâni și după aceea va cădea în boală și să nu dea averea sa la nimeni, ca nu cumva să nu-i ajungă lui și să se căiască zicându-și: în zadar a împărțit averea sa la săraci și nu a sporit cu nimic. Și așa îl amăgește pe el necuratul drac, acestea punându-i-le în inimă adeseori. Iar el se supune gândului aceluia și se întunecă nemiluind pe săraci. Apoi îngerul i-a mai zis lui Nifon: lasă-l să-i fie lui precum crede, pentru că Dumnezeu nu este ispititor la rău și pe nimeni nu ispitește, ci fiecare se ispitește de ale sale patimi, de vreme ce ascultă de diavolul și se supune lui. Și zicând acestea, îngerul s-a dus de la el. Iar omul acela, după puțină vreme, a căzut în boală și era boala lui foarte cumplită. Deci, după ce a căzut omul acela în amara boală, atunci și-a dat toată averea sa la doctor și niciun folos nu a aflat de la ei, ci în și mai multe și cumplite dureri a căzut. Și așa, multe zile chinuindu-se, a murit și cu sufletul și cu trupul. Și s-a împlinit cu el cuvântul spus de prorocul David: iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogățiilor sale. Să nu vă înșele dracul, fraților, ca să nu luați judecată fără milă pentru zgârcenie, dacă aveți avere, și să vă pierdeți sufletul și trupul și să nu luați împărăția cerurilor.